Cei 56 de beneficiari ai Complexului de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități din Comuna Vulturești, județul Argeș, au primit astăzi daruri din partea mai multor parohii din orașul Mioveni. Preoții parohii de la Bisericile Sfinții Apostol Petru și Pavel, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Adormirea Maicii Domnului, Sfinții Trei Ierarhi și Sfinții Martiri Brâncoveni au oficiat o slujbă de binecuvântare pentru însănătoșirea celor aflați în suferință în prezența personalului medical. Prin activitatea de astăzi am împlinit îndemnul hristic de a cerceta pe cel aflat în dificultate. Iată aici oameni aflați în dificultate, dificultăți majore, dar care au simțit astăzi că nu sunt uitați de nimeni. Nu sunt clar uitați de Dumnezeu, dar astăzi au simțit că preoții slujitori au venit și l-au alinat lor suferința. Beneficiarii Complexului de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități Vulturești sunt 56 de persoane cu handicap neuropsihic. Dintre acestea, 50 de persoane cu abilitate scăzută, necesitând îngrijiri individuale în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică, iar 6 persoane au nevoie de sprijin în cadrul unei locuințe protejate. Vreau să mulțumesc pe această cale Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcelui, care prin sectorul social a fost de fiecare dată alături de noi și periodic, pot să spun, s-au aflat în mijlocul nostru cu diverse ajutoare materiale, dar și spirituale. Vizita preoților din cadrul Arhiepiscopiei Argeș și Mușcelui a fost pentru noi o alinare și pentru beneficiar, o alinare atât sufletească cât și materială. Ne bucurăm, avem o colaborare deosebită cu Catedrala Sfinții Apostol Petru și Pavel din Mioveni, cu bisericile de pe raza localității Vulturești, cu celelalte parohii din județul Argeș. Ei, locomotorii, nu sunt foarte grav, mai mult neuropsihici au probleme și mai mult pentru profilaxie lucrăm cu ei, pentru prevenirea bolii pe plan locomotoriu și fizic. Astfel de acțiuni se desfășoară frecvent prin sectorul social-filantropic și de misiune din cadrul Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcelului, în baza unui parteneriat încheiat de Arhiepiscopie cu toate centrele sociale din județul Argeș.